Fraților, dacă tot v-am promis că o să vă arăt cum se face unguentul ăsta din blusturi, o să vedeți acum. E simplu, nu e greu. Deci, pui untura la încins, trebuie lăsat focul încet. Ele nu trebuie să prăjească frunzele. Trebuie doar să moaie un pic în untura asta aici. Uite așa, tăiate mărunt, tăiate. Le rup cu mâna, nu neapărat tocate. Și pus aici frumos. Așa. Cred că am pus cam mult untură. Vreau ca să pun doar, să pun în paharul ăsta și cam mult, da? Nu contează. Uite așa. Stau focul. Aș pune pe ochiul ăsta mai mic, dar nu se vede. Ia, se vede? Pe cameră? Se vede. Nu prea-mi convine. Pun la asta iar nu se vede, las tot la asta. Asta și-a luat focul încet. Uite așa. Și clocotită. Nu trebuie să prăjească. Nu trebuie să devină crocante frunzele. Rupt așa mărunt. Unguent din frunze de blusturi. Și rădăcina e foarte bună la blusturi. Și că dacă ți-i sete și iei o rădăcină din asta de blusturi și o mestici, îți ia pofta, îți ia setea, îți taie setea. Nu-i bun, fierbe. Trebuie să pun la ochiul mic. Nu trebuie să fiară, nu trebuie să prăjească. A, că iau telefonul și filmez acum. Nu trebuie să devină crocante ele. Trebuie doar așa muiate, să moaie un pic și atâta. Atâta. Și pun și pe asta. Simplu. Nu e greu. Să mai am și de aici leagă. Gata, ajunge să le arunc. Ne-a lăsat Dumnezeu de toate. Pământul ăsta numai că nu înțelegem. Alergăm prin farmacii, prin dăm bani. Să luăm medicamente, că ei tot din natură le fac. Și tot din plante și din toate astea. Să fac mai încet. Mai încet, trebuie doar pic așa să fiară. Nu trebuie lăsate mult, trebuie să devină crocante, v-am zis. Deci nu trebuie să devină crocante. Că dacă ele devin crocante, își pierd valoare. Înțelegeți? Uite așa. Lăsați un pic până își lasă zama aia. Așa, mestecat tot timpul. Eu cred că era mai bine dacă băgam blenderul în ele și le zăpăceam o leacă, da. Nu are nimic, ce așa. Merge așa.
Mă țin de foarte mult timp să fac rețeta asta. O să iasă un unguent super. Din ce cauză? Hai să vă explic. Normal, se poate pune și în spirt, lăsat la macerat câteva săptămâni. Dar e mai bine așa în untură, că ele se dizolvă aici cumva. Și untura ce se întâmplă? Untura ajută foarte mult. Una, că fierbi în ea aici și le dizolvă. Și doi la mână, când te dai, unde te doare, untura asta are rolul de a deschide porii. Și atunci pătrunde altfel tăria asta care iese din frunză. Zama asta. Înțelegeți? Cam așa. Cam așa se treabă. Deci nu trebuie lăsate, fiți atenți, nu trebuie să le lăsați să devină crocante, da? Mestecat mai tot timpul așa. Și bine ar fi când te dai să pui o folie pistii ea, să stea, să măgnească acolo, să... ca să poată să pătrundă altfel, să intre altfel în piele când stă sub folia aia. Pui folie din asta care, uite așa, folie din asta care pui la alimente, vezi, care se folosește la... toată lumea are. Sau indiferent, poți să pui și o fungă, nu contează. Să mă las un pic și o să iau. Păi gata. În momentul când capătă culoare, vedeți, untura, înseamnă că și-a lăsat din zamă. Vedeți? O lăsați, normal, lăsată să răcească și o pun într-un vas așa. O pun acum, dacă o pun să sparge paharul ăsta. Mestecat așa ca să-și lasă din... să mai dizolvi un pic frunzele astea. Și cam asta e, fratelor. Pus într-un pahar sau într-un borcan, lăsată să răcească așa cât de cât și după aia, dacă vrei să o bagi la frigider, poți să o lași, nu-i problemă. Sau poți să o lași așa, chiar oricum se întărește untura. Sau dacă vrei ca să întărească mai repede, o bagi la rece. Acum e frig acum afară, o lași afară. Cam asta a fost rețeta. Sper că v-a plăcut, sper că și vă fie de folos. Doamne ajută! Și nu uitați să dați și voi un like, da? Abonare și este foarte important, clopoțelul, să nu uitați de el. Hai, vă pup, Doamne ajută și vă iubesc!